Cred că a fost una dintre primele tale apariții, n-aș îndrăzni să spun prima la TV. Nu, cred că a fost chiar prima. Chiar prima apariție ta la TV a fost într-una din emisiunile pe care le-am prezentat. Cu foarte mulți ani. Este incredibil cum trec ani. Acum am realizat. De ce acum am realizat? Ai doi copii între timp. Da, a trecut timpul și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne oferă și tot ce a făcut pentru mine și pentru familia mea. Dă seama că a trecut timpul, acum am doi copii, sunt bărbat în toată firea. Bărbat? Și ne întâlnim altfel, Madalina. Ne întâlnim altfel, alt statut, frumos, elegant. Acum poți să-mi dai și mie sfaturi cu perioada asta, cu familia în timpurile moderne. O ai pe Antonia aici, care stă cu tine în mod da, stă și la mine, stă și la mama ei. Da. Important e că avem o relație frumoasă și ne putem crește copilul fără probleme, fără niciun fel de probleme. Asta este extrem de important. Am și pe Kim, fetița mea cea mică. Kim Nicole, fetița mea cea mică, care împlinește un anișor, acum în noiembrie, pe data 22. Și este și ziua Antoniei, tot în noiembrie, deci vom avea două petreceri. Stai puțin, asta mică e pe 22, Antonia... Antonia e pe 6. Pe 6, ei scorpion. Da. Și așa, forță. Forță, nu? Că și eu am în casă mai multe. Așa. Și soția și fata cea mare e scorpion, tata a fost scorpion, așa, producătorul nostru e scorpion, deci suntem înconjurați de scorpion. Și cea mică, pe 22, cred că e tot ultima zi de scorpion sau ceva de genul. Habar n-am. Foarte tare. Cred că da. Ai femei puternice în casă? Am. Asta mică, înțeleg că a trecut printr-o... Ați avut o problemuță cu ea luna asta, nu? A fost răcită sau ceva de genul. Da, a fost răcită, cred că a luat o răceală tot de la mine. Eu, fiind mai tot timpul la petreceri și... Normal. Am contact cu fel și fel de oameni, cu atâția oameni în fiecare zi. Vă dați seama că am luat o mică răceală și a luat-o și ea. Dar este bine deocamdată. A făcut un tratament și este bine acum. A fost Andra cu ea în spital? A fost, da. A fost o perioadă, cam o săptămână. V-ați îngrijorat atunci? Vă dați seama că da. Pentru că n-a fost o răceală așa oarecare. A fost o răceală puțin mai puternică. Adică la tine a fost rezonabilă, dar la ea a fost grea. Nu, și la mine a fost la fel de puternică. Da. Dar vă dați seama, eu pot să suport mult mai bine. La ea a fost puțin mai greu. Ești în relație cu Andra de 2 ani și ceva. Da. Ai spus la un moment dat că a venit la timpul potrivit în viața ta. A venit la timpul potrivit. Cum erai atunci? Erai un pic dărâmat, erai dezamăgit, erai... Madalin, dărâmat nu eram, dar a venit la timpul potrivit pentru că în viața ta ai nevoie de oameni în viața ta. Ai nevoie de susținere, ai nevoie, întotdeauna ai nevoie de o femeie puternică lângă tine. Și mulțumesc bunului lui Dumnezeu că mi-a scos în cale această fată, pentru că sunt bine. Acum sunt chiar bine. Se vede că ai energia aia care arată că totul e ok în viața ta. Când te-am cunoscut, nu știu dacă știe cea mică că ai avut o viață mai dificilă. Ea știe, tot din materialele care sunt pe YouTube. Da, le-a urmărit. Le-a urmărit, da. Și tot timpul spunea, tati, te-am văzut în filmurile alea, dar tu așa amărât erai, tati, îmi spunea aia. Tata. A fost amărât tata? Da? Da. Și acum cum e? Bogat. Acum e bogat. Vă luați după copil, vă rog frumos. Copiii spun adevăr. Anaful, stați așa că nu e chiar așa. Da. Cât de bogat e, tati? Păi... Antonia, fi puțin mai rezervată, tati, da? Da. După mașini, eu am văzut. S-a analizat după mașini. Nu o să intrăm în detalii, nu o să le trecem mașinare, tati, că nu asta ne-am propus. Să-i le trecem în revistă. Dar mă bucură. Și e bine să ai mai mulți bani sau e... Așa. Nu contează foarte mult, nu? Dar ce contează cel mai mult în viață? Dumnezeu. Dumnezeu? Da. Da? Uite ce răspuns avem din partea Antoniei. Bravo. Și tu crezi la fel de mult? Important în viață, Madalin, tu știi foarte bine copilăria mea. Da. Știi foarte bine cât de mult m-am chinuit eu în copilăria mea. Și vă dați seama că vine un moment când ai copii și în viața asta, dacă... Cred că e cel mai important să-și ceară copilul tot ceva și să-i poți oferi. Cred că ăsta e lucrul cel mai important. Și am muncit foarte mult pentru treaba asta. Am muncit foarte mult ca să le pot oferi copiilor mei tot ce au nevoie, să nu simtă nici măcar o secundă ce am simțit eu în viața mea. Ai rămas cu... Știi că foarte mulți care trec prin sărăcie și pornesc de jos, rămân cu, n-aș spune, sechiere. Cu o traumă? Cu niște traume și devin ori zgârciți, ori ești... Nu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă am rămas cu picioarele pe pământ și niciodată nu m-au schimbat banii, pentru că, Doamne ferește, nu suntem nici cei mai bogați, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că trăim o viață decentă și ne putem oferi tot ce avem nevoie. Asta e cel mai important. Dar cu o traumă n-am rămas, pentru că pentru mine este, într-un fel sau altul, este o mândrie că am trecut prin toate lucrurile astea și astăzi sunt cum sunt. Că ai ajuns să apreciezi la adevărata lor valoare tot felul de lucruri. Da. Toate lucrurile sunt apreciate altfel. Când știi că ai trecut prin greu, le apreciezi altfel. Aia a fost cea mai grea perioadă din viața ta, nu? Da. Cea din copilărie. Da. Sunt unii care au trecut prin așa ceva și s-au ratat. Tu ai fost serios, te-ai ținut de treaba cu muzica, ai avut un dar. Mi-aduc aminte când te-am văzut prima oară cântând și veni să dăm bursul cu tine acolo și s-a părut că ești de excepție, ești și din comun. Și uite că ai 15 ani de atunci. Sunt 15 ani de muncă, Madalin, dar în viața asta e important ce-ți dorești. Și dacă îți dorești un lucru cu adevărat, poți să ajungi undeva. Dacă nu, fără muncă nu se poate. Ai ajuns exact acolo unde ți-ai dorit, vorbim. Da, și mulțumesc mult lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit. Ce ți-a adus în plus Andra în viața ta? Andra Boros, o cunosc foarte mulți, au văzut-o la televizor. Ce mi-a adus? Un cuplu interesant, inedit. Mi-a adus în primul rând liniște, pentru că în viața asta, dacă ajungi acasă și n-ai liniște, din punctul meu de vedere, n-ai nimic. Mi-a adus liniște, este o persoană pe care mă pot baza, este o persoană cu care pot vorbi orice, pot vorbi deschis, ne susținem reciproc și asta e cel mai important. E gelos? Este. Rău de tot. Rău. E jale. Și cum faci? Ce faci? Ce să fac? Ea inițial are încredere în mine că... A pornit de la, să zicem, încredere. Ea are încredere în mine, adică așa cred că are încredere în mine și știe că n-aș dezamăgi eu niciodată. Da, e genul care ți-a telefonul și ți-l parcurge din când în când? Avem niște lucruri bine stabilite când vine vorba de telefonul meu. Fiecare cu telefonul ei, cu al meu nimeni. Tu nimeni decât tu. Nu, în telefonul meu nu umblă pentru că nu mi se pare un lucru frumos să umble cineva în telefon, mi se pare că e intimitatea mea, da? Și relațiile trebuie să bazeze pe încredere în viața asta, nu? Eu așa zic. Păi, automat, dacă mi-ai telefonul și mi-l controlezi, înseamnă că o șteartă, corect? Mai bine ne vede fiecare de treaba lui, fiecare cu telefonul lui frumos. Înțeleg că nici tu nu... Nu, da, în momentul în care există înțelegere și în momentul în care există încredere, nu văd de ce mi-a luat telefonul. Cum se înțelege Andra cu Antonia, de exemplu? Păi foarte bine, nu știu dacă ați văzut pe toate platformele noastre de socializare. Antonia este tot timpul la noi în casă, Antonia are grijă de Kim, de fetița mea cea mică, nu știu dacă ați văzut, am postat acum ceva, foarte frumos. 2 zile. Da. Antonia are grijă de Kim, Andra are o relație foarte, foarte frumoasă cu Antonia și altfel n-ar avea cum să fie, pentru că Antonia și ea la rândul ei ține la Andra și ne înțelegem cu toții perfect. Nu văd de ce n-ar avea o relație frumoasă. Este ideal. Așa ar trebui să fie. Adică, care ar fi miza? De ce să se certe? Pentru ce? Nu. Nu există așa ceva. O iubești pe suriera ta? Mult. Ce-ți place la ea? Că e drăguță. E drăguță, nu? Deci și tu ești drăguță, sunteți amândouă. Da, și că râde mult rău. Și râde. De mică, a început să râde. N-are niciun om și râde mult. Asta este un semn foarte bun de inteligență. Nu știu dacă ați văzut, am postat acum vreo 2 zile. Am postat o filmare cu ea când o hrănea pe surioara ei. Și am rămas surprins. Pentru că am văzut o chestie, nu știu, mă gândeam la mine și la frații mei cum eram eu când eram mic. Și când am văzut treaba și am văzut că e înțelegerea asta între ele și ea o iubește foarte mult pe Kim, pe mine mă bucură din toată inima, mă bucură din tot sufletul pentru că văd această înțelegere. Că vă dați seama, mă tot gândeam, bă, poate va exista în viața asta puțin o distanță între ele. Dar văd că crescând împreună, nu există distanța asta. Este singura cale ca această distanță să nu există. Da. Dacă nu se simt excluse, una sau alta nu se simt excluse. Și asta e important, că automat dacă cresc împreună, distanța asta nu o să fie niciodată între ele. Asta este cert, asta este cert. Sunt băieții aici, auzim tot felul de comentarii, dar e important că, uite, astăzi, după 15 ani, te văd la casa ta, pregătit să-ți continui cariera și să-ți iei și copiii după tine. Are vocea. Are Antonia și este foarte talentată și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că și băiata, că era, eu cred că nu era atât de talentată. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat-o și pe ea și pe surioara ei, pe Kim. Așteptăm să facă și Kim mare, poate va cânta și ea. O să vedem. Dar până atunci ne ocupăm de Antonia, pentru că e mai mare. Nu are cum să nu... Când muzică e în familie și există această înclinație, de obicei, o genă se duc calitățile astea. Crescând acolo în casă cu mine și eu tot timpul am cântat, am făcut melodii, tot timpul ea a crescut în mediul ăla. Și văd că acum are înclinația asta spre muzică. Acum, cum o vrea Dumnezeu. Eu încerc. Revin la tine și la Andra. Profit de prezența ta. Ea știu că s-a întors aseară? Azi noapte? Sau acum două zile? Acum două zile s-a întors. A avut o intervenție chirurgicală din Turcia. În Turcia. A avut o problemă foarte, foarte serioasă la spate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu a trecut tot. A stat în operație în jur de 6 ore. 6 ore? Da, cam 6 ore. Dar acum este ok, este bine. A fost cu anestezie generală? Da, da, clar. Anestezie generală, 6 ore, destul de complicată. A fost foarte complicat. A avut niște probleme foarte mari la spate. Nu știu să vă spun exact. La coloană? Nu la coloană, a avut un fel de infecție la spate. Ok, ok. Și a trebuit să fie operată, să-i se scoată toată infecția. Aia a durat cam 6 ore. Nu știu să vă explic exact ce s-a întâmplat acolo. Ea poate să explice cel mai bine.